Bucurie am a vă saluta pe toți cei care sunteți alături de Alba Carolina Deve la Fapte și Vorbe. O seară bună tuturor. Este pentru mine o seară aparte, pentru că în studio, în această seară, invitatul dumneavoastră și al subsemnatului este domnul avocat Marius Harosa. Bună seara, domnule avocat! Bună seara! Bună seara tuturor telespectatorilor care ne urmăresc! Bună seara, domnule Barbu! Și mă bucur foarte mult, sunt onorat că mă aflu la Alba Carolina, în cetatea de scaună a României Mari. Și noi suntem onorați că avem alături de noi unul dintre eroii anonimi, pentru că în emisiunea am intitulat-o Eroi Anonimi, eroii anonimi care au dus această luptă titanică legată de ceea ce înseamnă Roșia Montană, de proiectul Roșia Montană, de această epopee, că aș putea spune că suntem la finalul unei epopei, epopeea Roșia Montană. Când a pornit, domnul, pentru dumneavoastră ca și avocat, când a pornit sau când v-ați urcat în această corabie, să zic, că mă gândeam când a zis epopee, parcă suntem Iliada, Odiseea, Eneida, suntem în acea epopee antică. La un moment dat, cred că m-am gândit că s-ar putea să fim chiar în barca argonauților care căutau lâna de aur. Ne tot vorbim de aur, dar se pare că de data asta n-am fost argonaut, pentru că am izbutit cumva să înfrângem pe cei care căutau aur unde nu trebuia sau cum, în felul în care nu trebuia. Personal m-am urcat în acest, am intrat în acest proiect în 2004. Evident că a început mai din vreme, din 1995, și o să povestesc ulterior despre acest lucru, dar în 2004 a fost o întâlnire foarte interesantă. Unul din prietenii mei foarte buni, finul meu, Cornel Ban, care este în acest moment în Danemarca și în Marea Britanie, un cunoscut jurist, sociolog și politolog, care trece în străinătate, și cu soția lui de atunci, regretată, Anca Romanțan, m-au sunat să-mi spună că niște domnișoare doresc să vorbească cu mine despre un proces foarte interesant undeva în zona Munților Apuseni. Nu știam prea multe despre Roșia Montană atunci. Evident că știam istoria localității, terminând facultatea de drept, am învățat despre dreptul roman și despre tăblițe de la Roșia Montană, dar auzisem ceva știri care întrecuse pe lângă ureche, va fi un nou Eldorado, totul era în regulă. Până când în biroul meu a intrat în 2004 două domnișoare, Ștefania Simion și Stefanie de Rot, care erau activi și erau atunci activiste în acest proiect. Și atunci au început să-mi prezinte un caz care părea fără speranță în acel moment, cumva o mică comunitate, câțiva locuitori izolați, încercau să se apere de tăvălugul autorităților. Și ceva m-a făcut în acel moment să încep acest proces. Credeam că o să fie un proces simplu și ușor. Și iată-ne după 20 de ani, aproape 20 de ani aici, lucrurile au evoluat. A fost o odisee, probabil, și o să vorbesc despre ea. Acum, probabil am și emoții, trebuie să recunosc că nu credeam că am să am emoții, pentru că sunt obișnuit să pledez, sunt obișnuit să fiu în fața studenților mei, dar câteodată cred că m-aș lăsa ghidat și de anumite întrebări care m-ar ajuta. Credeți-mă, până mi-aș structura discursul, că nu vreau să fiu monolog și nu cred că este cazul. Pentru subsemnatul sau pentru un cetățean care, cum să spun eu, ascultă, cunoaște lucrurile, frânturi, n-a fost efectiv implicat în acest, ce să zic eu, nici nu știu, tornad, de a spune, că a venit peste ceea ce înseamnă oamenii din Munții Apuseni, peste, până la urmă, iată, și peste această nație, nu? E ca la buletinele meteorologice când se anunță mai mult decât o furtună. Am putea spune, nu, în urmă cu două luni de zile, noi discutam despre o urgie asupra bugetului României și până la urmă poate fi asimilată cu o urgie naturală, nu? Mai ales într-o țară unde vorba ce traista bugetară e destul de subțire și destul de găurită, lucrurile erau delicate. Noi și cunoaștem și suntem
conjudețen cu iacăt acest fenomen, că din punctul și din punct de vedere economic și din punct de vedere juridic și din punct de vedere sociologic, Roșia Montană a fost și este un, este un fenomen. Am avut invitat în studio un distins sociolog care este născut la Roșia Montană, un fiu brav al zonei respective, care este doctor în sociologie și care și-a făcut lucrarea de doctorat tocmai pe acest fenomen al strămutării de la Roșia Montană în cartierul Recea din Alba. Și atunci este, cum să spun, atât de complexă și atât de consistentă această epopee Roșia Montană, încât vă stoarce întru totul să ne spuneți lucrurile pe care nu le știm. Și că v-am spus în preambulul emisiunii, pentru mine ceea ce s-a întâmplat și acest deznodământ care, să zicem, mai are probabil o mică, hai să zic așa, un mic tremur spre final, că mă gândesc că lucrurile nu mai pot fi schimbate în consistent în ceea ce privește deznodământul, este o, să zic așa, o rază de soare care îmbărbătează. Așa este. Așa este. Să știți că acum, după atât timp, așa și văd, ca o rază de soare, ca a apărut aurora după urgie. Într-adevăr, e foarte complexă problematica Roșiei Montane și a să încerc să discut mai ales partea juridică unde am fost eu prezent, fără foarte multe amănunte, pentru că nu vreau să plictisesc auditoriu cu aspecte tehnice și care clar fac ca discursul meu să fie soporific, dar totuși o să fac trimitere și la echipele și oamenii care s-au perindat în acest proiect și în această luptă de rezistență. Și au fost arheologi, au fost arhitecți, au fost sociologi, au fost istorici care s-au opus proiectului Roșia Montană cum era creat, au fost activiști și nu în ultimul rând, de fapt în primul rând, și ei sunt alfa și omega, sunt localnici din zonă care nu au cedat, care nu au renunțat la doi arginți. Pur și simplu ei sunt cei care au dus și au făcut acest proiect să nu se poată realiza. Nu eu, nu colegii mei și nu alții care cumva m-am adus câte o mică cărămidă acolo. Atât. Da, și ca să, cum să spun eu, să și eu, dacă pot, îmi acordați, eu știu, statutul de grefier, chip avocatul, dacă deodată mă ajut, grefier în emisiunea aceasta, că am aici deschis, hai să spun așa, o postare a dumneavoastră, ca un fel de rezumat a ceea ce ați trăit și aș vrea să punctăm, fără roșienii care s-au opus proiectului, nimic nu s-ar fi finalizat. Eugen David, Zeno Cornea, părintele Palfi Arpa de la Biserica Unitariană, Sorin și Gabriela Jurcă, Călin Caproș, Andrei Gruber, Roxana și Corina Cornea sunt cei care nu au cedat presiunile coldului și, cum să spune, cei mulți pe care nu-i mai amintim aici și care suntem convinși că trăiesc, până la o trăit în această solidaritate. Păi este într-o piesă de Shakespeare, regele Harry le spune: voi, cei puțini care ați luptat în ziua de Saint Crispian, de voi o să-și aduc aminte toată lumea, de voi cei puțini și răniți. E, de acești oameni o să-și aduc aminte lumea și anonimii care au fost, care au oprit acest tăvălug. Și de asta este interesant, pentru că revin la povestea mea, în 2004, prima dată am aflat despre situația cu Roșie Montană. Într-adevăr, deja era o emulație, se vindeau locuințele, Gold Corporation, Roșia Montană, Gold Corporation cumpăra la suprapreț, sau în fine, nu mai pot discuta aceste aspecte, cumpăra proprietățile roșienilor, care erau ademeniți și cu locurile de muncă ce ar fi apărut în localitate. Dar erau cei dârși și încăpățânați care n-au vândut. Momentul în care am intervenit eu a fost un moment cu o semnificație destul de interesantă. Persoanele care se opuneau proiectului beneficiau de un tratament special. De ce? Existau așa numitele foraje de prospecțiuni pentru a vedea dacă în zona respectivă se găsesc sau nu anumite minerale. Într-un proiect se fac asemenea
foraje. Deși nota bene, harta geologică a zonei montane, a zonei roșii montane este cunoscută și arhicunoscută. Dar acele sonde de foraj, veneau niște mașini, utilaje care creau o sondă care fora, era pusă evident întâmplător lângă casele celor care se opuneau proiectului. De regulă. De regulă. Și atunci da. Era așa un mic cutremur. Noi am început să cerem suspendarea, respectiv anularea certificatelor de urbaniști și autorizațiilor de amplasare unor asemenea sonde. Unele câștigam, altele nu. Era interesant că în momentul în care câștigam câte un asemenea mic proces, sonda era ridicată, dar după câteva zile sau săptămâni veneau în altă parte a proprietății, dar nu pe proprietatea respective, ci în apropiere. În a cât să suntem aici, suntem aici, da, să da, nu da, vă... Să pună presiune așa să pună, discret. Era o presiune foarte, foarte, foarte discretă, credeam eu. Moment în care, cândva în toamna lui 2004, am mers în Bucium și la Roșia Montană, acolo m-am întâlnit și cu alți colegi care în timp au participat la aceste procese cu Dumitru Dobrev, era Ștefania Simion și Ștefani Roth, era și François Heiderbrock, în casa căreia avea o casă cumpărată în care a avut un fel de pensiune în care am stat, și atunci am trecut prin Roșia Montană, pe care înainte o văzusem într-un film interesant, Nunta de piatră. Mai este un lucru care cumva m-a fascinat, dar cum am dau seama? Unchiul și mătușa mea au fost geologi și au lucrat în Ministerul Geologiei pe vremuri și auzeam povești despre mine, despre pirită, despre aur, despre... Era un lucru care mă fascina la momentul respectiv. Când am văzut și filmul, m-a zis, wow, am să merg să văd localitatea. Am avut o cruntă deziluzie în momentul în care am ajuns. Era o zonă post-apocaliptică, dacă aș putea să o descriu așa. Case cumpărate deja de Gold Corporation, a căror acoperișuri erau deschise și dat jos tavanul. În multe din încăperi am văzut cu ochii mei și m-a frapat, era mobilă lăsată și ploania și scria pe acele case Gold Corporation, iar pe alte locuințe, prea puțin în acel moment, această casă nu este de vânzare. În momentul în care am intrat în localitate și fizic am simțit ostilitatea care era acolo, era o comunitate ruptă în două, m-am îngrozit. Și am simțit că mai mult decât micile atacuri cu floreta pe care le făceam cu atacând un certificat de urbanism pe acele foraje, că trebuie făcut mai mult. Că lucrurile, dacă rămân așa, merg într-o direcție total greșită. Sunt Adrian încăpățânat și în momentul respectiv m-am simțit că trebuie să fac ceva. Și trebuie să fac ceva, acesta a venit ca urmare a, hai să zic așa, a diagnosticării comunității, nu ducându-vă în zona să exploatăm, pur și simplu realitatea satului asta m-a șocat. După aceea poveștile localnicilor care m-am întâlnit și mai ales poveștile activiștilor lui Ștefania Simion și a Ștefanii de Roth, care de fapt au coordonat întreaga campanie și care au dus din punct de vedere greu, erau privite cu suspiciune ca niște străine care vin în localitate, ce vor astea să facă, au avut chiar și corecții fizice, din păcate, în perioada 2002-2003, din partea unor oameni de bine. Prin urmare, situația era foarte sumbră. Și atunci, alături de avocați care au devenit în timp colegii mei în acest lucru, Andreea Sabo, Dumitru Dobrev, George Țiplea, într-o anumită măsură, am început să ne pregătim să creăm o anumită strategie. Exista și Centrul de Resurse Juridice, care l-am dat mers pe alte acțiuni. Ne-am dat seama că dacă atacăm toată pletora de acte, toate actele administrative care erau emise de autoritățile locale și de autoritățile județene și centrale, n-am fi ajuns nicăieri. Pentru că majoritatea erau în regulă. Și atunci am început să avem următoarea strategie. Atacam actele administrative care erau nelegale, a căror nelegalitate se vedea din avion, dacă aș putea spune așa. Și care erau acte administrative emise tot de autorități. Emise de autorități în favoarea beneficiarului, în favoarea proiectului. Da.
am încercat să, în loc să folosim tactică tip mitralieră, foloseam tactica tip sniper, lunetist, adică actele care... Unde doare tare loveați. Unde doare tare și de unde porneau alte acte subsecvente. Moment în care anulam un act administrativ, celelalte urmau să cadă. Așa este o istorie care o să o povestesc în decursul emisiunii legat de legea din 2013, dar să nu anticipez. Pe urmare, am început să facem acest lucru și, din nou, amintire strict personală, într-unul din cazurile în care trebuia să mă adversez pentru aceste mici certificate de urbanism, eram încă la început, era chiar în 2004, am fost dus la Alba Iulia de un prieten cu mașina, eu, conducând cu viteză, am avut permisul suspendat la acea perioadă. Cer scuze, poliție română, dar așa a fost, l-am predat și m-a dus un prieten care a stat în sală, urmând de acolo să plecăm la Sibiu, la proces. Din partea adversarilor veniseră colegi de la o altă firmă mare de avocatură din București, toate firmele de ce care au prezentat Roșia Montană, Gold Corporation, erau firme mari de avocatură și puternice și cu avocați foarte buni și imbatabili, în fine, relativ, pentru că în acest caz, a văzut ce se întâmplă în sală, am ieșit și colegul mă întreabă: bun, dar procurorul de ce avea cu tine? Am stat un pic, fiind proces de contencios administrativ, este judecător, grefier, avocații ceilalți care erau vreo 5 sau 6 și zic: care procuror? Păi era un domn care stătea la pupitru în mijlocul scenei. Știi, el era judecătorul. De ce? Atunci am cristalizat această nouă strategie. Pentru că noi păream niște persoane care se opun, un fel de gică contra, care venim să... Așa era și atmosfera în oraș. Încă o dată, toate procesele am câștigat, evident, în justiție și bazându-ne pe o justiție absolut corectă și independentă. Ceea ce este un lucru fabulos și nu ne dăm seama ce mult contează justiția și, până la urmă, judecătorii care au pronunțat hotărârile judecătorești în aceste cauze și au făcut adevărata... De regulă au fost la Alba? La tribunalul Alba? Și la Alba, dar în toată țara. Am să ajungem să povestim acest lucru. Dar atunci, mai este un aspect uman. E judecător și trăiești în comunitate. Acel magistrat de atunci era în comunitate unde totul mergea spre proiect. Noi eram cei care veneam și căutam bețe în roate, acele, cum am spus, zică contra. Prin urmare, era greu de schimbat și mentalitatea. Dar atunci strategia a fost să nu atacăm orice și oricând și oricum, ci numai actele administrative care, într-adevăr, din punctul nostru de vedere, erau nelegale și acel punct de vedere s-a adeverit în timp pentru că am izbutit să le anulăm. Evident, nu numai eu, ci și colegii mei, ne împărțeam cauzele. E de spus că am făcut 99,9% din acest periplu juridic a fost pro bono pentru mine. Nu am luat ceva, nici mă interesează acest aspect. În numele concetățenilor și a celorlalți eroi anonim, nu putem decât să vă mulțumim și să vă dorim sănătate. Și nu, răsplata se vine de sus. Că așa este. Răsplata de sus e mult mai... E mult mai bună, nu banii mai contează. Da. Și aici? Până la urmă erați într-o ecuație în care pentru unii banii erau esențial. Nu, probabil era, nu, la un moment dat și ziceți, era tot un fel de luptă între David și Goliat. Așa, nu? Este. Și să vă spun de ce avem un 0,1%, pentru că după ani de zile soția îmi spune: măi, Marius, vezi că de fapt măcar cheltuielile de transport sau cazare, pentru că atentez la bugetul familiei. Pe această care vreau să mulțumesc familiei mele că m-a susținut, m-a suportat hachițele ani de zile. Mulțumesc încă o dată. Deci a fost, să zicem, un moft din ministrul, ministrul de finanțe al familiei a venit și a spus: măi, vezi că nu e bine. În momentul în care, în ultimii ani, era 2016-2017, am început să cer bani pentru deplasare, mai mergeam cu trenul, adică sume infime, dar nu, e pro bono. Da, am înțeles. Probabil că și ăsta a fost unul din argumentele divine pentru care ați izbândit, că întotdeauna există justiția asta pământeană și mai există justiția nevăzută care lucrează. Să știți că medicii și avocații cred în justiția divină.
Da? Mă gândesc că până la urmă sunt situații în care șansele probabil sunt tot de genul ca și în cazul Roșia Montană, de genul 0, nu știu cât la sută. Dar a spus că procesele au fost la instanțe din diferite județe. Intenționat sau ați... Și intenționat. În momentul în care ne-am dat seama că încă comunitatea din Alba nu era neapărat pregătită, înțeleg. Trebuie să înțelegem și pe oamenii care au susținut proiectul, pe cei de rând. De ce? Pentru că li se promitea că vor avea un loc de muncă. Zona și toți cunoaștem care este specificul zonei și atunci, într-adevăr, din nou părea că îi devalizăm de un lucru care l-ar fi primit imediat. Drept urmare, am folosit o chichiță din dreptul administrativ. Unul din ONG-urile pe care le foloseam în proces, odată a fost Albunus Maior, organizația non-guvernamentală care îi reprezenta pe locuitori din Roșia Montană, înființată de Eugen David, de Zeno Cornea, de Sorin Jurca și de alții. Cei care nu vreau să se strămute. Care nu voiau să plece de acolo, da. Nu voiau. Spuneau, nici cu jandarmii nu plecăm de ei, să veni să ne scoate, noi nu plecăm. Pe lângă aceștia au fost și alte ONG-uri care aveau ca obiect de activitate lupta sau apărarea dreptul mediului și atunci au un drept de sezină special în instanță, deci pot să acționeze în instanță. Și am început să atacăm la Cluj. Momentul în care am început să câștigăm. În acel moment și adversarii noștri, care erau foarte și sunt foarte abili, lupta de avocați a fost, trebuie să recunosc, foarte la nivel superior. La nivel înalt. Da? Superliga. Au început să ceară strămutarea proceselor, pentru că în alt preasfințitul Bartolomeu avusese mai multe poziții publice, inclusiv în timpul cadrul predicilor dânsului, prin care era împotriva proiectului, și atunci au arătat cei de la din adversarii noștri că și Clujul este de fapt un centru al celor care se opun a răzvrătiților. Prin urmare, au strămutat cauzele la Înalta Curte de Casație. Ce înseamnă strămutare? Cauzele au fost trimise în alte localități, în alte raze altor tribunale sau curți de apel. Da. Așa încât ne-am judecat la Cluj, la Alba, la Mureș, Târgu Mureș, la Timișoara, la Oradea, la Suceava, la Bacău, la Sfântul Gheorghe, respectiv Brașov, la Buzău, la București, la Ploiești. Dacă mă uit pe harta Ministerului Justiției, cred că ați că ați avut la toate curțile de apel. Da, surpriza cea mai mare a fost din partea pentru adversari că am câștigat la toate aceste instanțe. Prin urmare, nu se mai poate susține, și asta a fost unul din argumentele folosite de noi în procesul de la ICSID, de la Washington și de statul român, că ar fi fost un pol de putere care ar fi susținut pe o anumită persoană. Evident și exclus. Au fost zeci de judecători care au pronunțat hotărâri pe dosare foarte grele și cu un volum mare de muncă. Și aici trebuie să mulțumesc din nou în mod special Ștefanie Simion, care era un calculator viu. Știa, îmi spunea, povesteam, eram o echipă din nou și spunea, uite, în dosarul cu tare avem așa, în dosarul celălalt avem alt aspect. Ca și curiozitate. Este de profesie jurist, doamna? Sau... Atunci nu. Nu? Atunci dar, nu. Ulterior a făcut facultatea de drept. A fost o scurtă perioadă avocat. În acest moment este directorul Parcului Național Văcărești. Și mai trebuie să mai amintesc un lucru. Unul dintre cei care, încă o dată, nu fac politică, departe de gândul meu de a face politică în general, dar unul dintre cei care ne-a susținut și care a venit personal în sala cu 10-15 ani, era Nicușor Dan, de la Uniunea Salvați Bucureștiul. Și el a participat... Da, pentru că venea din zona civismului. Zona civismului. Da, și solidaritatea până la urmă era... S-a coagulat o solidaritate fantastică. Asociații din toată țara, din multe, Codruța Nedelcu de la Buzău, la fel, o organizație non-guvernamentală, niște stimabile doamne de la Paris, care din vechea emigrație românească, care la fel erau împotriva proiectului, tocmai bazându-se pe istoria fabuloasă a zonei. Și toate aceste energii, să știți, toate aceste lucruri au dus spre rezultatul
scontat, Afrodita Iorgulescu de la AS, doamna Ștefana Bianu din Paris, la fel, care au luptat, fiecare cu ce a putut, cu ideile lor, cu... De aceea spun, David s-a transformat într-un munte la un moment dat, micuțul David s-a transformat într-un munte, în fața căruia Goliat a trebuit să se uite de jos în sus. Da, și nu știa nici măcar n-avea de unde să-l apuce, că atât era. Așa de... Așa este, da. Iar în momentul în care era peste tot nicăieri, apărut, da. au apărut zecile de mii de oameni care au ieșit în stradă în 2013 și o să ajunge acest lucru, deja gata, valul nu mai putea fi oprit. Valul nu mai putea oprit și soluțiile se văd. Deși, și o să revin acest lucru, deja în 2013, majoritatea proceselor pe care noi le intentaserăm împotriva Gold Corporation și a statului român, autoritățile, fuseseră câștigate. Deci în 2013 nu mai aveau niciun act valabil, o singură excepție, o să discut imediat, niciun act valabil ca să le permită să facă proiectul. Erau ca și în momentul în care ar fi descălecat în țară, s-au uitat de jur împrejur și au spus de astăzi începem să lucrăm la această mândră zonă a Roșiei Montane. La nivel de declarații, nu mai aveau absolut niciun act administrativ. Dar și... totuși încercau cu încăpățânare să continue. Așa este. Prima dată, și revin, chiar dacă am purtat telespectatorii într-o parte în alta a proiectului, probabil că nu pot să adun 20 de ani în într-o mică nucă. Da. Nu, poate că toată povestea din această seară, ceea ce ne veți spune dumneavoastră, pur și simplu la final eu aș vrea să ne îmbărbăteze, să pricepem că se poate, să pricepem că solidaritatea poate să facă din nimic munte și să pricepem că orice jertfă pe altarul civismului o să dea roade. Așa este. Că nu o să dea roade când vrem noi și eu știu exact în speța care ne dorim, dar asta presupune și mai demonstrează ceva, demonstrează puterea anonimilor. Așa este. Asta este extraordinar. Așa este. Pentru un nume luate de aiurea, nu, Paris, Buzău, București, da. Nu, și așezate împreună și unde? Taman la Roșia Montană. Așa nu? Este. Este fantastic. Și avem nevoie de... Dar haide să revenim la 2013. Aș reveni un pic mai repede. Da, poftiți, unde doriți dumneavoastră. Da. Periplul dat de odiseea noastră juridică. În primul rând, am început să atacăm certificatele de urbanism pentru a ajunge la autorizație de construire și pentru a putea să înceapă acel proiect, trebuia să atacăm autorizațiile de urbanism. Încă ne băteam în ordine. Scuze, care de regulă erau emise de Consiliul Județean? De Consiliul Județean. E important ce aspectul ăsta. Da, este important și acest lucru, pentru că Roșia Montană nu avea un plan, anulaseră în planul urbanistic general, nu avea, și planul urbanistic zonal, zona industrială, asupra care o să revin imediat. Vă tot anticipez, dar nu le în pot fine, spune într-o înțeleg, singură adică frază toate. A zis că ne urcăm în corabia asta, dar până la urmă vorbim aici de o armadă întreagă. Așa este, clar. Da. Și chiar a fost invincibilă armada, dar cea pe care și-o imagina regele spaniol de a porni spre Anglia, nu. Invincibilă armada care nu s-a întors a fost cea Gold Corporation, să știți. Păi, se pare că da. Și culmea este că înfrângerea finală a fost undeva, să zicem, pe teritoriul lui, nu pe teritoriul nostru. Așa este. Așa da, este. Care parcă e și mai, cum să spun eu, și mai sățioasă, sățios gustul acestei victorii. Au fost certificatele de urbanism emise de autoritățile județene, care au fost anulate. După acestea, deja în acel moment le tăiam diverse avânturi. Partea de, poate trebuie împărțită strategia noastră în trei mari puncte. Odată, aspecte legate de urbanism. Certificat de urbanism, autorizație de construire, plan urbanistic zonal, plan urbanistic general. În doilea rând, foarte important, partea legată de mediu. Avizul de mediu, acordurile de mediu, pentru că procedura de aviz de mediu și de acord de mediu era una dintre cele mai complicate pe care statul român le avusese de făcut până atunci. Foarte complicată. Și a treia parte era cea legată de istorie, de acte administrative care priveau certificate de descărcare de sarcină arheologică. Pentru că probabil că telespectatorii cunosc,
Dar proiectul presupunea ca să existe o exploatare minieră de suprafață, urma să se sape, să se concaseze roca, ce urma să fie trecut prin procedura de cianurare, urmând să obțină aurul și argint, apărea un, da, toate metalele, da, de acolo. Dar asta presupunea că o parte din localitate să fie strămutată, să se patru munți să fie prași, să dispară toată zona. Da, să dispară o istorie. Să dispară o istorie. Și atunci, având în vedere acest proiect, ne-am axat pe cele trei elemente. Și ar mai spune un lucru. Proiectul este faraonic. A fost faraonic pentru zonă. Adică era foarte scurt. După aceea era problema de folosirea unor mecanisme care erau, trebuia să obțină un profit în cât mai scurt timp. În 20 de ani urma să se finalizeze. Deci dacă ar fi început atunci proiectul, acum eram gata. Iar partea post-proiect... Eram noi gata, nu proiect. Și proiectul și noi. Scuze. Da, așa este. Iar partea post-proiect era foarte problematică, pentru că, într-adevăr, investitorul își lua obligația de a respecta sarcinile de mediu, aduce zona în starea inițială cât se poate, dar fără să fiu ironic acum sau să fiu caustic, vă rog să observați faptul că Gold Corporation spune că n-are bani să plătească 10 milioane de euro cheltuieli de judecată statului român, dar vorbea de miliarde de dolari, vreau să mă scuzați, vorbea de miliarde de dolari pe care i-a investit. Adică lucrurile sunt un pic mai complicate și apare în spațiu public care au fost onorariile avocaților Gold Corporation, de fapt, da, Gold Corporation la Washington pentru procesul de la Exceed. Suma este de aproximativ 61 de milioane de dolari. Prin urmare, în momentul în care o firmă trebuie să aibă niște obligații foarte stricte și clare, de genul trebuie să refac zona, e foarte ușor pentru acea firmă să dispară, intre în faliment, n-are bani. Și atunci rămânea totul în sarcina statului român, de fapt a celor de aici. Un lucru care este evident, dar nu l-am văzut, sau puțin lumea îl vedea atunci, este următorul. Reducând la absurd, proiectul s-ar fi realizat. S-ar fi extras aurul, toată lumea, da, fericită, da, toată respingut. Lumea. Probabil că s-ar mai fi prelungit perioada categoric, da, din, da, în fine. Ce s-ar fi întâmplat cu locuitorii din zonă? Adică, turismul. Păi mergi într-o zonă unde este distrus totul? Nu mergi. 2. Impactul cianurii. Cumperi produse de la cei din zonă, produse animaliere sau vegetale din zonă? Care pot fi afectate de... Da, uitați, puțină lume cumpără din Ucraina, din zona de Cernobâl, pentru că a fost Cernobâl și nu se cumpără. Da. Cum ar fi fost în zona aceasta? Da. 3. Oamenii unde să lucreze, adică era distrusă istoria, era distrusă cultura, era distrus tot ce presupune economia din zonă. La adică 8 km de Abrud, obțineam o zonă inertă din toate punctele de vedere. La 8 km de Abrud ar fi trebuit să fie un baraj care să protejeze lacul de acumulare care urma să strângă cianurile, care era de 7 ori mai mare decât lacul actual de la Geamăna, unde lucrează cu pruminși, care vedem cum arată. Da, și care acum este o imensitate. Și cum este mare. Era acolo faraonic. Este... Da. Era un lac imens, mai mare decât lacul Tarnița, lacul de la Gilău, care alimentează toată Valea Someșului Mic și Clujul. Era imens. Ce s-ar fi întâmplat cu acel baraj? Ce se întâmplă cu faptul că, și asta arătau geologii, rocile care s-ar fi stat la baza patului unde se făcea acel lac de cianurare, erau friabile. Ce facem? Am fi betonat sute de mii de metri pătrați de zeci de hectare. Infiltrațiile ar fi inevitabile. Deci proiectul era faraonic și era de nerealizat. Asta este problema. Să ne amintim numai ce s-a întâmplat în 2000 când un iaz de decantare, l-am văzut personal, este jumătate cât un teren de fotbal din Baia Mare. Da, mi-aduc aminte. S-a fisurat, au fost inundații foarte mari, ploi,
și s-au scurs în Săsar, în Somme, în Tisa și din sau în Tisa. Iar statul Ungar a avut niște pierderi fantastice atunci. Prin urmare, nici nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă un asemenea baraj ar fi pornit. Și mai este un lucru, lumea nu mai știe. Am aflat târziu, ne-a spus un miner bătrân și pe aceea am aflat de la locuitori din zonă de tragedia care a loc în 1973 sau 79, vedeți că sunt tânăr, nu mai știu, la Certej. Da. Când a fost o alunecare de teren care a omorât zeci de oameni. Care a fost mușamalizată. A fost mușamalizată în vremea comunismului. Adică atât de mari erau pericolele acestea încât era evident că proiectul nu se putea realiza. Și atunci... Dumneavoastră, ca cetățean care vorba aceea, sesizat, dar mă gândesc ca autoritatea. Că până la urmă, poate în partea a doua a emisiunii, o să discutăm, dom'le, unde era autoritatea? Că din ceea ce spuneți până acum undeva, terța persoană solidară în permanență cu ceea ce înseamnă acest investitor era autoritatea, nu? Că dumneavoastră până la urmă toate procesele care le-ați dus până în 2013 practic erau împotriva unor acte emise de cine? De autoritățile locale și centrale. Așa da. Este. De reprezentanții noștri până la urmă. Din păcate, ca să fiu diplomat, a spune că se pare că nu există o coordonare între autorități. Fiecare își vedea bucățica lui și spune, bun, dacă ai îndeplinit A și B, primește autorizație. Celălalt se uită, M și N, da, sigur, primește autorizație. Dar când faci, sunt diplomat domnul, și... Același lucru se întâmplă și astăzi, domnule. Coincidență. Coincidență. Asta mă interesează, adică dacă există legislație și mă duc în zona, apropo, de mediu, nu de, ziceți, eliberarea certificatelor și ce se întâmplă acolo. Există legislațiile specifice, nu, și până la urmă legislațiile specifice ar trebui să genereze un cumul. Noi, pe mine mă interesează, asta spune, ai discuții cu stimații domn de la Agenția de Mediu, zice, domnule, asta nu e legislația mea. Dar dacă spune legislația, nu ai voie pășunea să o transformi în balastieră, chiar dacă e legislația specifică Ministerului Agriculturii, noi de ce nu... Să știți că probabil, adică proiectul așa face, așa e legislația, la un moment dat se închide în sensul că toate aceste lucruri sunt acumulate. Mai n-au ajuns în faza să fie strânse toate, pentru că noi am dărâmat cuburile înainte de a apuca să-și facă castelul. Și să le lege. Să le lege. Da. Și aici este iar un lucru care este interesant și important de spus. În 2004 am intrat în Uniunea Europeană. Legile s-au năsprit. Proiectul făcut în anii 90, proiect pentru o țară bananieră, nu mai era fezabil, nu mai putea să existe. Au intrat și alte rigori în vigoare. Alte rigori. Și în acel moment lucrurile au început să degenereze. Și atunci o să discut un pic de partea de urbanism. Am anulat certificatele de urbanism în timp, împreună cu colegii mei, moment în care celelalte acte nu puteau fi emise. Dar ne-am dat seama de un aspect foarte important. Se bătea monedă și s-a bătut monedă pe pauperitatea, pe sărăcia extremă a locuitorilor din zonă. Zona era într-adevăr și este și acum într-o stare economică foarte precară, ca să mă exprim plastic. Și ni se spunea, păi din cauza voastră, soroșiștii și tinerii, în toate felurile au fost făcuți, în toate felurile, nu poate progresa zona. Până am văzut un lucru. Planul urbanistic zonal, zona industrială Roșia Montană, care acoperea o parte foarte mare din localitate, avea o singură activitate, activitatea de minerit. Oricum dumneavoastră sau eu nu putem să avem propria noastră mină sau carieră de piatră, așa ne apucăm noi să facem o carieră și licența de exploatare era dată companiei Gold Corporation, romene, RMGC. Însemna că orice altă activitate în afară de minerit exclusă. Era exclusă. Prin urmare, să îți mansardezi locuința exclus, pentru că alea urma să fie demolate, deși erai proprietar pe locuința ta. 2. Să concesc o pensiune, exclus, pentru că pensiunea nu este egală cu exploatare minieră. Și atunci era un cer vicios. Ia uite, oamenii sunt săraci pentru că nu se dă șansa să muncească. Dar când prin lege, prin legea locală nu se dă șansa să muncești, lucrurile se schimbă.
Și atunci am încercat să atacăm, să anulăm acest plan urbanistic zonal. Mai mult, ca să-l putem ataca, am atacat alți doi piloni de sprijin și am câștigat hotările Consiliului Local Roșia Montană, care erau date în conflict de interese. O parte din consilierii locali erau angajați ai RMGC. Moment în care am anulat hotările de Consiliu Local, prin care se creau tot felul de avize, se dădeau tot felul de permise către investitor. A fost un contract care acum, când l-am arătat studenților mei, au început într-un homeric hoho de râs, prin care în 2005, în 2007 am terminat procesul cu el, am câștigat, văzând cumva gol corporate și a schimbat, am dat strategia. N-am mai folosit o abordare de forță cu oamenii, au început să facă altfel. Și am zis, bun, conform legii, ca să expropriez o întreagă zonă, trebuie lege. Deci, legea expropierii, pentru a expropria o întreagă zonă unde sunt biserici sau cimitire sau un sat, trebuie o lege specială. Asta era un proiect privat. Proiectul privat nu poate să ducă la o expropriere în interesul privat. Este împotriva Constituției și a Tratatului Uniunii Europene și a Convenției Europene de Drepturile Omului, evident. Și atunci au făcut altceva. Păi dacă nu vă putem cumpăra, nicio problemă. Urma să se construiască cartierul Recea și urma să se construiască Noua Roșie Montană, îmi scap acum numele, într-o altă zonă. A județului. Aproape de, dar acum am un lapsus, oboseala și emoția, să știți. E prin contractul încheiat între autoritatea locală și Gold Corporation, urmau să fie mutate bunurile publice. Adică, să traduc. Da, cimitirul să le ia de Eugen la... Eugen David și Zeno Cornea rămân în casa lor, dar noi mutăm stradă, poliție, primărie în altă parte. Ca și cum am luat orașul, l-am localitatea, dar voi rămâneți acolo, un extravilan. Adică lași cetățeanul fără comună, cum ar veni. Da, fără deci era, lucru fantastic. Iar contractul era supus, la un contract, era supus judecății Curții de Arbitraj de la Viena. O hotărâre a Consiliului Local. Da, în care s-a încălcat contract. Acest contract trebuia să aibă în spate o hotărâre a Consiliului. Evident. Moment în care am arătat că este un contract administrativ, lucru pe care un student de anul 2 îl pricepe cu, la drept, îl pricepe cu siguranță. Evident că am spus că ne judecăm în fața instanțelor de contencios administrat din România, chiar în Alba ne-a judecat la Tribunalul Alba și la Curtea de Apel Alba și am câștigat acest proces, evident, contractul fiind anulat. Era nul absolut. Nu iei bunurile publice și pleci cu ele, râzând, satisfăcut în noapte. Era o aberație. Îmi scuzați întrebarea stupidă. Oare la momentul respectiv, la primăria din Roșia Montană, exista jurist angajat? Asta nu pot să știu. Da, dar... interesant. Da. Nu, că mă gândesc apropo de... Da. Se încerca tot de subterfugii ca oamenii să fie forțați să plece. Încă o dată discut de lucruri care le știu eu, nu de zvonul sau ce am auzit de la alții. Păi nu, până la urmă aici discutăm, am înțeles. Da. De lucruri care le-ați pipăit, cauze care le-ați instrumentat, da. Și în momentul în care am anulat planul urbanistic zonal, certificate de urbanism, proiectul intrase într-un mare impas. Au avut un certificat de descărcare de sarcină arheologică pe masivul Cârnic. Aici trebuie să explic pentru cei care nu știu și... Deși încă o dată sunt neofit în toate aceste lucruri și un arheolog sau un istoric te explica mult mai bine, dar este o zonă în care există galerii miniere pre-romane, romane, medievale, moderne, contemporane, până în anii 60 ai secolului trecut, inclusiv galerii private, pentru că oamenii aveau propria lor mină, propria lor gaură în care săpau. Ori în aceste zone, în acest munte, s-au găsit niște tăblițe cerate, conținând contracte romane, care au revoluționat înțelegerea dreptului roman. În secolul XIX s-au găsit aceste tăblițe cerate. O parte sunt la Viena, o parte sunt la muzeele din România, care au revoluționat dreptul roman. Pentru că până atunci se știa despre dreptul roman ce scriau, ce spunea Justinian, ce spuneau mari autori de drept roman din perioada clasică, dar s-au găsit contracte scrise jumate în latină, jumate în greacă, se vindeau sclavi, se vindeau boi, erau contracte de căsătorie, erau
contracte privind stabilirea unui colegiu, unei asociații a minerilor. Deci lucru care pentru un istoric și pentru un jurist este și asta fabulos. Se învață, că a spus dumneavoastră că se învață de la dreptul roman? Da, se învață la dreptul, da, tăblițe cerate de la drept din Roșia Montană, care apar în toate cărțile, peste tot. Deci este un aspect unic în lume. Un alt aspect important. Incredibil. Este următorul. Modalitatea în care romanii săpau galeriile. Au avut mineri dalmați. Apropo, s-au găsit în zonă și sate ale minerilor dalmați, o parte din ele, o parte urmea să fie cercetate, probabil. Se săpa, se spărgea roca, se puneau lemne care se aprindeau, se crea o temperatură foarte ridicată a rocii și se arunca apă rece. Roca crăpa. Da. Și atunci o puteau sparge. Este o asemenea galerie romană, o mină de argint romană în Spania, Las Medulas, care avea 200 ceva de metri liniari, care e monument UNESCO de 30 de ani. E, aici sunt 4,8 sau 5 km de galerii numai romane. Și a fost dat un certificat de descărcare de sarcină arheologică, spunându-se că zona a fost cercetată de către un colectiv de arheologi condus de o profesoară din Franța, doamnă profesor din Franța, Beatrice Coe, care au găsit lucruri foarte interesante, plătiți de Gold Corporation, pentru că conform legii investitorul este cel care plătește, dar care au zis așa printre cuvinte că e în regulă, dar nu prea. Moment în care Comisia Națională de Arheologie a spus e în regulă, se poate descărca de sarcină arheologică acest masiv, care oricum era pe lista monumentelor istorice. A fost contestat de subsemnatul, de colega mea, Andreea Saboș, de colegul meu, domnul avocat Dumitru Dobrev, de la București, prietenul meu de ani de zile. Ne-am creat și niște prietenii în timpul ăsta, prietenii care nu se erodează în timp. Scuzați expresia, sau scuzați remarca, până la urmă, într-un fel, suferința naște niște, nu? Așa este. Că din punctul de vedere, stau să mă gândesc, din punctul de vedere al avocatului, al cetățeanului, la dumneavoastră să mai adaugă peste Ardeleanului, să știi că există acolo ceva atât de special, mai ales stau să mă gândesc numai prin faptul că sunteți nu ați făcut dreptul și ați studiat la drept un lucru care, iată, vă spun, n-am auzit niciodată, am auzit de tăblițele de la Tărtăria. Tărtăria, da. Dar n-am auzit, nu, că dacă ar fi să, nu, într-un clasament, după tăblițele de la Tărtăria, aceste tăblițe sunt tot acolo, în top 10, să zicem, descoperiri foarte importante, da, foarte, da. Și de netăgăduit până la urmă. Erau, cu acele tăblițe, acum revin un pic, erau câte trei, adică trei exemplare prinse, legate, se pare că arhiva n-a mai putut să fie împărțită. Fiecare parte trebuia să învânte o tăbliță și nu rămânea celui care le scrisese. Ca la noi. Ca acum. Da, da, da. Cândva da, da, contractul 2, între exemplare. Da. Până în 168 merg, pentru că pe aia vine o invazie marcomană, dar sunt absolut importante. Ce să mai vorbim de valoarea leagănul, o parte din leagănul Revoluției din 1848 ale Avram Iancu. Moții au luptat acolo, monumentul Simeon Balint, bisericile, plus casele din zona respectivă, din secolul XVIII, secolul XIX, create de minerii foarte bogați de atunci. S-au făcut filme acolo. Adică este o zonă cu importanță foarte mare pentru noi. Abecedarul acestei nații. Așa este. Da, una din... Într-adevăr, când ajungi acolo, părea dezolant, că era totul distrus. Dar trebuie să te uiți mai departe de două case dărâmate și cumpărate. Să dai seama ce e acolo. Cred că asta m-a făcut să lupt. Frânul colegii mei. Și într-adevăr, la Curtea de Apel Brașov am anulat certificatul de descărcare de sarcină arheologică în 2007, iar în Alta Curte de Casație și Justiție, colegul meu Dumitru Dobrev a fost la acea cauză la Înalta Curte, a beneficiat de o motivare fabuloasă. În Alta Curte a venit și a spus, trecând peste aspectele formale pentru care am anulat certificatul de descărcare de sarcină arheologică din 2005, nu mai știu exact când, în 2007 s-a terminat procesul, trebuie văzut și importanța zonei și ce înseamnă pentru istorie. Adică a introdus, să zicem, o nouă componentă, da, până la urmă în discuție. Da. Adică a spus, da, haideți să vedem, să vedem ce se întâmplă acolo. Și încă un aspect de bârfă, de anecdotică,
coordonatele, în momentul în care se dau coordonatele sitului care se descarcă, stanțe arheologice, apar latitudine și longitudine. Era greșită o cifră, eroare materială, dar care ducea ca acel sit care urma să fie descărcat de stanțe arheologice să nu fie în Roșia Muntană, ci să fie undeva pe lângă, între Buzău și Brăila, zona respectivă. Am înțeles. Și atunci am colegul meu s-a folosit și a spus, bun, gata, eu sunt de acord, descărcați în acea zonă, mergeți și descărcați arheologic, dar... Dar în alta curte de casație a venit mai departe de acest aspect, bine, în baza poziției noastre procesuale, și a arătat de importanța zonei. Momentul în care a început contraofensiva, s-au schimbat garniturile de avocați la Gold Corporation, au apărut alte firme și mai mari de avocatură. Am luptat numai cu firme mari, din nou, nu vreau să le fac antireclam acum. Și cu avocați pledanți absolut fabuloși și foarte buni, trebuie să recunosc acest lucru. Moment în care s-au focalizat foarte mult pe avizul de mediu. Pentru că este o comisie tehnică la nivelul Ministerului Mediului care trebuia să dea avizul, respectiv acordul de mediu, avizul puteți să dea de APM Sibiu și ăla l-am anulat, suspendat și anulat. Să înțelegeți că multe acte prea le suspendam să mai producă efecte. Am înțeles și după aceea, da. Le anulam. Da. În momentul în care ministrul mediului de atunci, Coro Diaotilo, de la Uniunea Democrată Maghiarilor din România, văzând lista, a spus, bun, dar nu se îndeplinesc condițiile legale, adică nu sunt toate actele necesare pentru a putea discuta în Comisia Centrală de Tehnică acest aviz. Moment în care l-au acționat în judecată pe ministru propriu zis. Am intervenit ONG-urile, a fost apărat și Coro Diaotilo, de alți colegi avocați. A fost un proces la București, la Curtea de Apel București, pe înalta Curte de Casație de Justiție. Evident, procesul a fost respins. Cererea de obligarea ministrului să despăgubească a fost respinsă. Mai rămăsese un singur aspect. Deja în acest moment aveau anulate certificate de urbanism, PUZ-ul, avizul de mediu era intrat într-un punct mort pentru că îl și anulasem acordul de avizul de mediu, vreau să mă scuzați, așa. Au emis în 2011 un nou certificat de descărcare de sarcină arheologică. Pe același Ministerul Culturii, Comisia Națională de Arheologie, da. Ministerul Culturii, sigur. În momentul în care l-am atacat, l-am suspendat la Suceava. Era mult mai bine făcut de data aceasta, nu mai era nicio greșeală în el formală. Moment în care, trebuie să recunosc că eram la Tribunalul Cluj, am aflat și noi pe surse că, bun, era depus un raport devastator, raportul Comisiei COE, care spunea că nu este o zonă care să fie valabilă în punct de vedere arheologic, că este pericol pentru arheologi să cerceteze toată zona, este o parte zonă neexplorată, majoritatea galeriilor sunt neexplorate, în rațiuni de protecția vieții umane, pentru că viața umană contează. În urmare, se declară că se poate descărca de sarcina arheologică, iar proiectul Roșia Muntană Gold Corporation prevedea ca să se reconstruiască câteva sute de metri de galerie romană în altă parte. Există, într-adevăr, un precedent, Glota de la Lascaux din Franța, cu picturul peste, care este o copie. De acolo vorbeam de câteva sute de metri, nu se studie metri în grotar, las că am fost câțiva zeci de metri și aici vorbim de kilometri întregi. O aberație. Îți distrugi ceea și faci o copie. Eventual în China să o faci ca să fie și mai ieftină. Și am aflat că un Ministerul Culturii a chemat un grup de specialiști din Marea Britanie, din Oxford, de la Universitatea în Oxford, mari specialiști în istorie antică și care să cerceteze zona. Am cerut în instanță judecătorului de la acel moment, vă rugăm să faceți o adresă la Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, să ne spună dacă fost răspunsul a venit, nu e adevărat, nu avem, nu... Bun. Am obținut pe alte căi urma, dovada, pentru că sunt oameni peste tot care încearcă să te ajute. Sunt și oameni care încercau să te împiedice în toate ministerele. Da. Da. Care erau de partea proiectului, da. Trup și suflet. Era un lobby, ascultându-vă acum, îmi dau seama, și mai știm și noi că vorba aceea trăiam în Alba, îmi dau seama
ce industrie de lobby a avut această incredibile. O presiune fantastică, da, o presiune pe toate, la toate palierele și toate partidele din că s-a ajuns până la Cotroceni, s-a ajuns peste tot. Nimic n-a scăpat. Da. Da. Noi am scăpat. Păi nu, numai asta nu v-ați scăpat. Scăpăm dacă luăm pauză publicitară. Revenim. Pământul agricol se degradează. Cei lacomi îl repară cu chimicale. Cei cu grijă pentru solul fertil îl hrănesc doar cu produse naturale. SECE Agronom Biosol Alba Iulia produce și distribuie produse 100% naturale, fertilizatori și neutralizatori. Fabrica de compost oferă și produse pentru neutralizarea deșeurilor horticole, avicole, zootehnice, precum și a resturilor organice orășenești. Realizăm rețete personalizate în funcție de proprietățile chimice ale terenului. Fabrica de compost pentru muncă făcută cu rost. Vând teren în centrul comunei Arieșeni, cu suprafața de 1990 metri pătrați, pretabil pentru spațiu comercial sau pensiune. Telefon 0760190620. Te apuci de construit? Supermarket Industrial Viva vinde la prețuri convenabile întreaga gamă de materiale metalice și materiale de construcții pentru zidărie și finisaje exterioare și interioare. Viva! În Alba Iulia, Sebeș, Aiud și Vlaj. Viva! Calitate și durabilitate! Urmăriți episoadele preferate din Cartea Cărților oricând și oriunde doriți. Călătoriți în timp alături de Cristi, Ioana și Memo și descoperiți cele mai fascinante istorisiri biblice. Comandați acum setul de DVD-uri. Cartea Cărților. Aventuri prin lumea Bibliei, chiar la tine în casă. Cea mai bună pizza din oraș o găsiți la Complete Pizza, Number One Pizza, strada Vânătorilor, numărul 21, colț cu Mesteacănului, Alba Iulia. La Complete Pizza, la fiecare pizza cumpărată, primiți gratis un suc, iar livrarea e din partea casei. Ne găsiți la numărul de telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe pagina de Facebook Complete Pizza. De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Și tu și eu putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Poți fi prietenii tăi, bunicii sau chiar cineva pentru care bucuria copilăriei poate fi zdruncinată într-o secundă de neatenție. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an, aproape jumătate nu reprezintă urgență. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te. Sună responsabil la 112. Alo? Să rămână, mamă! Vezi că ajung în 10 minute. Bine, puiule! Hai că ți-am făcut salată de vinete, ardeiuți scopți, ciorbise de perișoare, mazăre, sărmăluțe, șnițălașe, plăcite mamă, de domnule. Mamă, ți-am zis că azi mănânc în oraș. Lasă că două mâncăruri nu strică, puiule! Un român aruncă lunar 16 kg de mâncare. Risipa alimentară înseamnă bani aruncați. Exploatarea prin cerșetorie nu cunoaște limite, afectând persoane defavorizate, copii, bătrâni, români sau cetățeni străini. Toți devin potențiale ținte ale acestor rețele ilegale. În cea mai mare parte, totul începe cu promisiunea unui viitor mai bun. Dar această șansă devine adesea o capcană, iar persoanele ajung să fie controlate și forțate să cerșească. Totul este de fapt un abuz. Apelează la instituțiile statului pentru a-ți recâștiga libertatea și alege să-ți câștigi banii printr-o relație normală de muncă. Știi ce să faci când cineva suferă un accident vascular cerebral? În cazul unui AVC, timpul înseamnă viață. Recunoaște simptomele și sună la 112. Asimetria facială. Jumătatea inferioară a feței este căzută sau colțurile gurii sunt îndreptate în direcții opuse. Vorbirea incoerentă. Cuvintele sunt rostite cu dificultate. Căderea unui braț. Diminuarea bruscă a forței într-o mână sau într-un picior. Intră pe timpulînseamnăviață.ro să afli toate informațiile despre AVC.
O campanie a Asociației Alia, avizată de Ministerul Sănătății. În această intersecție a cererii și ofertei, promisiuni false devin legătura care te subjugă. Promisiunea unei vieți mai bune, promisiunea unui loc de muncă mai bun, promisiunea unor câștiguri financiare substanțiale. Fii precaut, păstrează-ți actele și cere mereu un contract. Dacă ajungi într-o astfel de situație, încearcă să pleci din locul în care te afli și contactează instituțiile statului, ONG-urile specializate sau orice persoană care îți poate fi de ajutor. La povestea, revenim alături de dumneavoastră, stimate telespectatori, stimați telespectatori, cu domnul avocat. Din păcate, povestea este atât de captivantă încât am încălcat regula și n-am luat pauza publicitară la timpul prestabilit. Domnul avocat, haideți să continuăm șirul epopeei, că ați călcat în picioare, scuzați expresia, urbanismul, mediul, ați ajuns în posesia documentelor sau informațiilor legate de de faptul că un grup de am primit de la Ministerul Culturii, faptul că trei persoane din Marea Britanie au venit în București, au fost trimise la Roșia Montană, ministeroare, se fac, orice funcționar face de ordine de deplasare, de cazare, un ordin de serviciu. A fost pus pe masa judecătorului, care niciun judecător nu-i place să fie luat de prost. Moment în care judecătorul a trimis din nou către minister, vă rog frumos, haideți cu informații, nu se poate, cu sancțiunea amenzii. Ne răspunde ministerul, da, au fost trei profesori de la Universitatea din Oxford, au un raport, dar raportul este al ministrului, cumva, deci l-a făcut Azuzus Delfini pentru ministru, nu pentru minister. Pentru instituție. Bun, următoarea adresă în partea judecătorului, vrem raportul. N-au răspuns și atunci a fost citat ministrul culturii din acea vreme la momentul fiind anul 2012, era președinte de partid, e președinte de partid, la Parlament era și deputat și la domiciliul său acasă și la minister. A fost citat, substanțele amenzii sau să-l aducă cu ordin de aducere. Interesant, să fie adus în sala de judecată cu raportul. Instanța era la București? Cluj. La Cluj? Tribunalul Cluj. Super, da. Un judecător, o doamnă judecător, care n-a vrut să fie călcat în picioare de nimeni. Bărbată, normal, cum ar veni. Da, da. Da. Moment în care, brusc, pe unul din site-urile apropiate partidelor de guvernământ de atunci, apare întregul raport. Era public deja și atunci ministrul a scăpat de umilința de a fi adus cu jandarm în fața instanței de judecată. Raportul era devastator pentru proiect. Domnul avocat, am o întrebare. Avea această libertate investitorul să-și numească echipa de descărcare sau oriunde? Adică mie mi se pare normal, mi s-ar fi părut normal, n-ar fi trebuit, nu, să existe o echipă care să fie arheologi din România. Adică ideea că, vezi, doamne, contractul a fost, descărcarea a fost efectuată de o echipă din Franța, mi se pare nițel ne la locul ei, zic. Poate, cred că n-am fost destul de clar și era o echipă internațională formată din arheologi români, francezi, erau mai multe țări. Înțeleg de cineva. Știți că am povestit cu un arheolog care mi-a spus, da, eu sunt arheolog medieval, m-am folosit cu reputații istorici de istorie medievală, care au spus, din punctul meu de vedere, pe partea medievală nu găsim. Așa este. Dar partea de istorie antică, numai că pe partea de istorie antică eu nu mă pricep și... Am înțeles. Cizmarea nu mai sus de sanda. Ori, într-o asemenea ipoteză, lucrurile sunt destul de vagi, dar trebuie văzut toată istoria, adică preroman până la contemporanitate, ceea ce este unic în lume. În raportul respectiv venea și arăta valoarea absolut fabuloasă din punct de vedere arheologic și istoric a zonei și a muntelui Cârnic. Și sunt mai multe
puncte care sunt, trebuie să fie atinse pentru a fi pe lista monumentelor UNESCO. Vă dau un exemplu, acum nu mai știu toate amănuntele, încă o dată nu e neapărat specializatea mea, am folosit acest raport ca probă în dosar. Minim trei sunt niște bife care trebuie, criterii care trebuie îndeplinite pentru a fi în UNESCO. Aici Masivul Câlnic și Roșia Montană avea 7. De urmare, în momentul în care dosarul a fost strămutat la Suceava, cea de suspendare, și la Buzău, Tribunalul Buzău, cererea de anulare a certificatului de scară de sarcină arheologică. La Suceava am izbutit să suspendăm acest certificat de sarcină arheologică, în momentul în care în 2000... Strămutarea a cerut-o... Da, Gold Corporation. Da. Mm-hmm. Ne-am judecat la Suceava, am câștigat... Era sub jurisdicția preanaltului. Da, da, preasfințitul. Așa este. Da. În momentul în care urma să se pronunțe instanța pe suspendare la Cluj, s-a strămutat dosarul la Suceava. Nici o problemă, s-a câștigat la Suceava, s-a câștigat și la Curtea de Apel Suceava. S-a suspendat. În acel moment, Gold Corporation mai avea un singur act valabil și ăla suspendat certificatul de scară de sarcină arheologică, în rest nimic. Și atunci a intervenit politicul. Primul ministru de atunci a promovat un proiect de lege, de fapt a apărut un proiect de lege în Parlament, prin care se încerca modificarea legii contențiosului administrativ. Cu câteva, noi râdeam între noi, așa, un inside joke, glumă de-a noastră, spuneam, asta e o lege împotriva avocaților care sunt împotriva proiectului. Anti-Haros, anti-Dobrev, anti-Simion. Așa spuneam, Stefania spunea, așa spuneam legii. De ce? Unul din principiile în dreptul administrativ este următorul. Dacă am un act administrativ anulat, actele subsecvente cad de la sine, ca și merele într-un copac care este tăiat. Cad jos, nu rămân în aer. Proiectul de lege spune așa, din contră, dacă un act administrativ este anulat, trebuie atacat fiecare act în parte și fiecare act subsecvent trebuie verificat sub aspectul legalității sale. Dar dumneavoastră discutați despre un principiu de drept, nu? Da. Și noi guvernul, am venit să emitem o autorizație care călca... Un proiect de lege, nu era de la guvern, era în Parlament. În Parlament, dar am guvernul înțeles. Susținea. Atunci da, era probabil un a fost inițiator. Era un prim-ministru care era și deputat, care spunea, eu ca deputat nu sunt împotriva proiectului, dar ca prim-ministru nu se poate să fiu împotriva proiectului. În fine, da. O simplă de verificare în presă, se află cine erau, cine sunt aceste persoane, nu e rolul meu să discut, nu sunt politolog, eu sunt doar avocat. Un alt aspect era legat de faptul că în momentul în care cer suspendarea sau anularea unui act administrativ, se plătește o cauțiune de către persoana, de către reclamant, care este de, nu mai știu, 0,2 sau 0,1% din valoarea proiectului declarată de investitor. Prin urmare, dacă mă judec cu cineva care construiește un bloc în apropierea casei mele și ăla spune, păi blocul ăsta valorează 3 milioane de dolari, ar fi trebuit să plătesc o cauțiune de 60 de milioane, 60 de mii de dolari. Să-i pun jos frumos în cont. Da. Ceea ce limita drastic accesul la justiție. Un aspect care este împotriva Constituției și a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Legea, moment în care ne-am dat seama că până aici e. Da, lobby a ajuns, sus. Și atunci a ieșit lumea în stradă. Atunci au început protestele mari, care au făcut ca proiectul de lege să intre în Parlament, să se respingă, să voteze cu majoritatea cuvârșitoare a parlamentarului, să voteze împotriva proiectului. Încă o dată, Parlamentul este esența democrației. Ori faptul că au opus sau nu, că au fost forțați de alegători, că nu, că au... Dar până la urmă este esența democrației și este un aspect care a fost folosit de statul român în procesele de la Washington. O să ajungem și aici, când mai am... Acum venim la partea a doua. E, în acest moment, pentru că în țară totul era demantelat și acest ultim proiect de lege fusese respins, Gold Corporation, firmele din Canada și din insula Jersey, au acționat în judecată în baza tratatului bilateral dintre Canada și România, tratatul de investiții respectiv între Marea Britanie și România, au atacat statul român în fața tribunalului arbitral ICSID de la Washington. Să explic ce este acest lucru. Țările sunt membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, inclusiv România, și este un
tribunal constituit prin Convenția de la Washington, pe lângă Organizația Mondială a Comerțului, un tribunal arbitral, care judecă diferențele dintre state și investitori aparținând altor state. Exemplul pe care l-a dat colegul meu, Dumitru Dobrev, într-un interviu, este foarte plastic și îl permis să reiau cu ghilimele de rigoare, ca să înțelegem de ce este important un asemenea proiect. Dacă mă duc într-o anumită țară din lumea treia și investesc într-o fabrică de, nu știu, de anvelope, să spun, sau ceva, mă pomenesc într-o sâmbătă o huntă militară de o lovitură de stat. Cum se întâmplă adesea? Vin și spun, mai aveți 3 zile în care trebuie să părăsiți zona, tot ce e ce rămâne a poporului. Sau a noastră, da. Sau în fine. În momentul în care investitorul spune, bun, vreau să-mi fie protejate investițiile într-o asemenea țară, nici justiția nu poate funcționa din motive de înțeles, astfel încât undeva trebuie să existe un echilibru prin care să fie protejate interesele. Deci ăsta este rolul unui tribunal arbitral. Acum arăt că o parte din ecologii și o parte din chiar instituții, Comisia Europeană, de exemplu, nu prea dă mare crezare sau credit unui asemenea tribunal arbitral, spunând că este un mijloc de presiune al capitaliștilor împotriva altor state. E discutabil, din nou vorbesc, de faptul că este acest tribunal arbitral care funcționează. Care este o realitate. Care este o realitate. Și deci care... astea sunt povești care nu țin neapărat de asemenea. Sunt comentarii până la urmă. Astfel încât în 2015 Gabriel Resources acționează în judecată statul român în baza tratatului bilateral și a Convenției de la Washington privind aceste diferende la ICSID, acest tribunal. Moment în care am avut mai mulți colegi, avocați și cu activiștii care ne-am ocupat de trebile juridice, am avut o dilemă. Am plecat de la următoarea premisă. Ce se întâmplă dacă cumva, prin absurd, statul nu-și apără șansele? Așa gândeam atunci. Sau, având în vedere precedentele, putea să erați îndreptățiți, da, să gândiți. Sau, nu neapărat nu-și apără șansele, încă o dată, avocații statului român și acum în proces au fost impecabili. Și trebuie să-i felicit și să-i mulțumesc pe această cale de avocații apărat. Pe care i-a angajat statul român. Sigur. Adică am putea să spunem cine a angajat, într-adevăr merită... Că dacă luăm statul de aval... Ministerul Finanțelor, păi el este cel el prin lege, el este cel care aprobă. Deci a fost un consorțiu de avocați format din firma de avocatură Leaua, Damcali, Deaconu de la București, respectiv firma La Liv din Elveția, firme am foarte bune aspecte privind arbitrajul internațional cu experiență și avocați de mare clasă. Din partea cealaltă a fost White & Case pentru Gabriel Luan, de fapt cea mai mare firmă de avocatură din lume și o firmă din România, Țucăs, Bârcea și Asociații, probabil că prima sau a doua pe... Da, am auzit. Deci firme mari, giganți. Da. Bun, dar noi ne-am pus problema asta. Noi fiind trecuți prin multe... Și outsiderii. Outsiderii, dacă se întâmplă sau statul român să piardă pe o anumită sumă, X, s-ar putea ca un anumit politician să iasă să spună, uitați, să iasă pe sticlă să spună, s-a pierdut procesul, am pierdut tot acolo la Washington, deci nu în România, nu la Frecăței sau la Vaslui. Trebuie să dăm bani. Statul român are atâți bani. Nu mai bine facem o mină sau îi lăsăm să exploateze? Da. Orice, în țări socialiste. Orice asemănare, cum spune în filme la sfârșit, orice asemănare cu situația de acum 2 săptămâni este pur întâmplătoare. Momentul în care am spus, trebuie să facem să intervenim în acel proces. S-a creat o echipă internațională și aici, pentru că nu ne-am supraestimat radical forțe să spunem că ne putem duce noi, avocați din România, să mergem acolo. Nu, e exclus. Sunt toate firme internaționale care, și consorții care participă. Cu girul statului sau era statul era reprezentat deja. Am înțeles, nu, asta era o intervenție. Se numește Amicus Curiae sau Prietenul Curții. Au fost avocați de la SIL, Centrul Internațional de Dreptul Mediului din Marea Britanie, o firmă de avocatură, tot așa, pentru probleme de arbitraj din Germania și cei din țară, noi, vânătorii colegători, care am venit cu materialul brut. Atunci s-a mers pe această idee de a interveni în proces, acest amicus curiae. Ce înseamnă amicus curiae? Nu înseamnă că intervii de o parte sau de alta.
Adică apărări pentru statul român. Încă nu e permis acest lucru să intervii pentru o parte, ci fiind prietenul curții, trebuie să aduci în atenția curții anumite aspecte pe care tu le consideri necesare pentru judecarea cauzei, care pot fi pro reținute, sau pot fi reținute sau nu de către tribunalul arbitral. În momentul în care am făcut un asemenea, acest amicus curie, în care am dezvoltat o idee pe care, care apărea în apărarea statului român, pentru că apar pe site-ul, deci o parte din dosar l-am văzut pe site-ul, pe site-ul curții de arbitraj, pe această licență socială. Deci la LIV, firma de Geneva și cu Leaua, cu firma de avocatură, au venit cu această idee. S-a opus comunitatea. Vorbind despre o expropriere, ei spuneau că este o expropriere de fapt, adversarii, adică Gold Corporation, Gabriel, vă rog să mă scuzați. Statul român nu le-a permis să-și facă proiectul. Ori s-a venit și s-a arătat, păi stai un pic că populația s-a opus și s-a creat această licență socială pe care noi am dezvoltat-o și am venit cu mărturile ale oamenilor din zonă. Am trimis acest amicus curie la Washington. Ne-a fost admis parție. Noi am solicitat să fim prezenți la dezbateri și să avem cu proprii noștri experți și cu martori, pentru că fiecare parte are experți lor în legislație și martori. A doua cerere de a participa acolo a fost respinsă, părțile s-au opus. Nu contează în acest moment acest aspect, pentru că deja aș intra în bogătăria internă a dosarului și încă dosarul mai poate fi în curs. N-aș discuta aceste aspecte. Ulterior, dar am discutat și despre această licență socială și despre ce a însemnat sau ce înseamnă pentru comunitatea din Roșia Montană. Ne-am axat pe acest aspect pentru că aspectele de drept sau aspectele nu mai puteau fi arătate pentru că sunt două părți litigante. Evident că s-a lucrat cu materialul clientului de către statul român. De ce? O parte din apărarea statului român a fost următoarea. Către investitor. Investitorul a venit și a spus, păi din cauza voastră statul român am putut să-mi fac eu proiectul și voi sunteți de vină. Statul a venit și a spus, măi, noi ți-am dat tot ce putem, uite autorizațiile. Însă oamenii aia răi și mici și negri sau... Buturuga mică a venit și a anulat toate autorizațiile. Da. Prin urmare, nu eu ca stat nu mi-am dat, și așa este. Tot rău spre bine, într-un fel. Ei sunt cei care sunt de vină. Așa încât când am apărut și noi la cină un pic neinvitați, a fost o surpriză pentru toată lumea. Indigestie. A fost, până la urmă, o digestie foarte bună. Pentru că, cumva, părerele s-au legat. Încă o dată, nefiind prezenți acolo, ne-am văzut numai apărările care au fost postate. Există zone care nu sunt publice, sunt confidențiale, astfel încât declarațiile martorilor din aceste procese nu le-am putut vedea. Vedeam numai numele acelor martori, se pot vedea pe site-ul curții, respectiv, și în rest urmează pagini întregi șterse cu negru, din rațiunile, de înțeles, secrete de stat. De exemplu, nici acum nu știm de licență cum și unde este și pe ce amplasament. În fine, sunt alte probleme. Am mai făcut o intervenție, un nou amicus curie, în momentul în care am pierdut la Buzău și am câștigat la Curtea de Apel Ploiești în 2022, după 11 ani, certificatul de descărcare de sarcină arheologică a fost anulat. Anularea certificatului de descărcare de sarcină arheologică, pentru că era pe să... De abia în 2022? Da. De ce? A durat foarte mult la Tribunalul Buzău, pentru că s-a ordonat o expertiză topografică a întregului munte și o expertiză istorică. Dar niciun arheolog și topograf nu s-a încumetat să meargă, era o muncă imensă, să cartografieze întregul munte. Și la fel, și atunci, ani de zile, se trimiteau adrese la toți istoricii din țară, că spuneau, mă depășește această... Deci nu putea un singur expert, sau doi, sau trei, da, să efectueze o asemenea, da. S-a respins la Buzău, deci am pierdut prima repriză la Buzău, la Tribunalul Buzău, și am câștigat recursul la Curtea de Apel Ploiești, certificatul fiind descărcat. Fiind anulat, vreau să mă scuzați. Da. Prin urmare, și ultimul act pe care îl mai aveau cei de la Gabriel Corporation a fost anulat. Am depus un nou amicus curie să arătăm că, uitați, a fost anulat și acest lucru.
A, pentru că deja procesul de la curtea mergea. Da, funcționa. Da, da, momentul da, în care avem, există o listă făcută de avocații statului român, de apărarea statului român, privind procesele pierdute de statul român împotriva ecologiștilor, prin care, de fapt, încercau să apere pe investitor. Prin urmare, de a spune că se lucrează pe un materialul clientului, că succesele din țară au contat mult la acest rezultat. Și am mai avut un amicus curiae, o intervenție care s-a bazat pe următorul aspect. Ea a fost respinsă, dar nu contează foarte mult în economie, dar mă simt dator să o prezint. Și pentru colegii mei și cei care au pregătit-o și au făcut-o și au lucrat pe ea, în speță Ștefanii Rot și Ștefania Simion și alții care au contribuit, Mihai Goțiu, jurnalistul Mihai Goțiu a ajutat, un aspect și o să vi-l prezint. Dau niște date întâmplătoare. Să presupunem că în 2004-2005 am anulat un act administrativ, nu contează care. Pe Toronto Stock Exchange sau Bursa de Valori din Toronto, care se ocupă de minerit, acțiunile Gabriel Corporation cad. Nu cu mult. Undeva în România, în țară, un politician, nu contează partidul că aproape din toate, vine și dă o declarație care spune proiectul va merge, susținem oamenii, va fi bine, vom mineri. Da, lobby pozitiv pentru proiectul respectiv. Da. Acțiune crezi nou. După alt timp se mai anulează un act, iar apare un politician care spune treaba asta. Adică tot o sinusoidă a fluctuației. S-a făcut până târziu, prin 2011, când ei cereau 6 miliarde de dolari, spunând că, păi, asta e capitalizarea pe care am obținut în momentul în care s-a liberat certificatul de descărcare de sarcină arheologică. Și atunci a ieșit un alt politician major, cred că era primul politician al țării în acel moment, care a spus că proiectul trebuie să meargă mai departe. Și atunci am creat o relație cauză-efect între aceste lucruri. Probabil că n-a mai contat în fața curții, deja aveau alte probe care au contat în luarea acestei decizii. Dar ca literatură ulterioară contează, pentru că experiența asta sau experimentul ăsta cum e, nu l-am trăit, se pare, și în ultimele luni. Da. Nu? Când să știți că spațiul public a apărut informațiile. Să știți că, și aici vreau să dau cum văd eu din vederea avocatului toată această problemă. Una mai cont, și o să discut după aceea intrarea Roșie Montani, nu este o problemă foarte interesantă. Da, chiar mai avem. Da. Avocații sunt obligați să prezinte o analiză care să arate părțile bune și părțile rele a unui proces. Adică trebuie să-ți prezinți clientului care sunt părțile bune și care sunt riscurile. Prin urmare, să știți că evident că undeva în informările pe care avocații statului le făceau Ministerului Finanțe spuneau se poate pierde procesul. E normal să faci așa. Nu te poți duce că e o plimbare în parc. Nu se aparține decizia, categoric. Așa este. Adică tu trebuie să informezi clientul despre ce va urma să-și facă. Ori aici cred că o asemenea informare a existat cu toate aspectele, dar evident că te uiți ca și client la ce e mai rău. Pui rău înainte. Moment în care cred că cei care se ocupă de PR și de media sau de comunicare în guvern au preluat, asta e supoziția mea, nu... au preluat acea informație și au exacerbat-o. Poate și pe fondul luptelor politice și așa mai departe. Și de-aia a apărut această derută și această spaimă că gata, domnul procesul avocat, e pierdut. De acord, dar putem, nu, ca cetățean, poți să faci niște paralele. De regulă, cred că aici ar trebui să existe foarte multă precauție. Că dacă eu stau să mă gândesc, nu... extrapolez, mă duc din zona bursieră, iacătă mă duc în zona beligerantă, mă duc în zona războiului sau mă duc în zona, nu, au căzut niște bucăți de nu știm ce pe în delta, nu? Da. Adică o autoritate trebuie să fie extraordinar de precaută și atunci anumite informații n-ar fi trebuit restogolite la nivelul cel mai de sus, iar mesajul ar fi trebuit
așteptăm până la urmă deznodământul. Așa este. Dar nu? Că, la momentul acesta, și îmi pare rău, știu că nu o să comentați, eu am o mare dilemă. Primul ministru, nu-i dau numele, că așa ați introdus, eu știu, cu tuma în această seară să dăm nume și partide, domnia sa spune în felul următor: dacă o să pierdem, o să vin, o să vă spun, am ascultat eu interviul respectiv, cine au fost vinovații. Din punctul meu de vedere este impardonabil. Eu vreau să știu, indiferent dacă au fost sau n-au fost, adică am pierdut sau n-am pierdut, eu cred că eu ca și cetățean am dreptul să știu cine sunt vinovații, deși acum nu mă interesează, pentru că atât de mulți vinovați am regăsit în spatele afirmațiilor dumneavoastră, nu ca persoană, ca și autoritate, care a semnat un certificat de urbanism, a semnat o hotărâre de Consiliul Local, a semnat, eu știu, un aviz de mediu, a semnat nu mai știu ce documente, nu? Nici nu mai are nevoie, că e clar că până la urmă avem aici o înșiruire de, între ghilimele, gafe, că asta nu mai sunt gafe. Cum se folosește în administrația Alba Eleană, nu mai zice la funcționari, zice, e o scăpare. Am înțeles. Atât de multe scăpări au fost la statul român, că în fine. Mare, să știți că și acest, nu știu, nu cred că a fost neapărat un joc la bursă. Adică am discutat cu un, am cunoscut conștiința mea care e agent bursă, se ocupă de partea de business și s-a uitat, am zis, mă, verifică, mi-a explicat, nu pare să fi fost un joc la bursă, deci nu un miliardar de acesta, un Benny Steinmetz, un Soros, un mare jucător la bursă să fi profitat de această derută în afirmații a reprezentanților statului român. Dar încă o dată, vând ceea ce am primit de la un prieten care nu este în bursa, în Toronto. Nu comentez, nu sunt aspecte. Poate comunicarea trebuia făcută altfel, într-adevăr, dar nu depinde este de mine. Este extraordinar de important ce transmis cetățeanului. Extraordinar de, mai ales într-o zonă din asta cu foarte multe rateuri, scuzați-mi expresia, ale statului român. Și haideți să abordați nițel și aspectul care, din punctul meu de vedere, cred că este cireașa de pe tort. Așa este. Nu, aspectul legat... Nu, liniștit puteți să serviți. Aspectul legat de... Și Indra parcă... tot timpul mă gândesc. În ultima zi a mandatului guvernului Cioloș este... Nu știu, e... Cum să zic eu? Sunt niște... Unele lucruri le pot spune, altele... Nu, să le pot spune, evident. Nu, ca nici nu trebuie să spuneți, că până la urmă finalul e fericit, dar... Așa este. Îmi dau seama, sau nu, o noapte întreagă am stat și am, nu... Și apropo de oamenii care i-ați întâlnit, foarte interesant. Au fost niște aspecte legate de intrarea în UNESCO a Roșiei Montane. Trebuie explicat un lucru. De unde a pornit? Când a pornit această idee? Se pare că anterior dosarul fusese pregătit de domnul ministru Vlad Alexandrescu, doamna ministru Cornea Șuteu, procedura, dosarul de UNESCO, un dosar complicat și laborios. Anterior cărui moment? Momentului 2013, momentului 2004? Nu pot să spun. Am înțeles. Exact, nu știu exact și aș da informație, să spun un an și să-mi spună deci cineva era în lucru de stat de minister. Păi am început de acum 2 ani, nu știu. Dar, am înțeles. Sigur, în momentul în care s-a discutat, era pregătit dosarul să fie trimis la UNESCO. Era un aspect foarte important. Pe de o parte, riscul ca România să piardă mai rău procesul decât se preconiza, nu? Pentru că, uite-te, UNESCO, intrarea pe lista monumentelor UNESCO împiedică mineritul sau exploatarea industrială a zonei, respectiv riscul ca acest lucru să nu se întâmple, ba din potrivă. Și atunci a fost o discuție pe acest aspect. Atât pot să spun că analizând cererea arbitrală făcută, redactată de Gold Corporation, de Gold, în fine, de Gabriel Resources, situația e un pic mai interesantă și mai clară din punctul meu de vedere ca și jurist. De ce? Au solicitat restituirea investițiilor făcute în România cu dobânzi, adică
Eu am venit în țara României, am venit în România, am investit o sumă, din cauza ta, stat român, n-am izbutit să dă-mi banii înapoi. Este un lucru simplu. Asta ce înseamnă? Înseamnă așa numită rezoluțiunea contractului. A încetat raportul meu, eu mi-am jucările să plec, despăgubește-mă pentru tot ce am investit acolo. Ori, asta înseamnă că după ce am depus cererea arbitrală ca și Ghieber, el ca și reclamant, nu mă mai interesează ce se întâmplă cu zona respectivă, rămâne statului. Exemplul care l-am mai dat și altă dată, cumpăr o casă. Intru în negocieri pentru imobilul respectiv, închei o promisiune de vânzare, plătesc un avans, dar ceva se întâmplă și nu mai cumpăr. Solicit restituirea avansului, se rezoluționează contractul, dar nu pot după aceea să mă duc să zic, păi stai, dar tu de ce ai vândut casa vecinului? Păi tu ți-a luat banii înapoi sau urmează să-ți iei banii? Ori, în niciun moment, Goldcorp Gabriel nu a solicitat obligarea statului român să le permită exploatarea. Prin urmare, dacă ar fi spus așa ce a zicea, păi stai, nu pleca cu bijuteria coroane de acolo, că eu o vreau. Dar nu au solicitat acest lucru. Și atunci, pe acest considerent, a fost o discuție tensionată, dar s-a pregătit în ultima zi a guvernului Cioloș și trebuie să felicit pe membrii guvernului, care, în fine, și în special pe doamna ministru Nășuteu, care și-a asumat acest pas care părea foarte greu la acel moment, să trimită dosarul spre ambasada noastră în Paris și să depună la Comisia UNESCO. A fost în ultima zi a mandatului. Da, într-adevăr, și am pregătit o opinie juridică împreună cu colegii mei, cu doamna avocat Andreea Sabo, cu domnul Dumitru Dobrev, cu specialiștii din Ministerul Culturii, care au verificat acele acte. Dar, încă o dată, era un aspect care nu mai privea procesul ca atare. Ori trebuie să arăt că până la urmă e ca în filmele cu happy end. Proiectul a fost respins, Roșia Muntană în UNESCO și s-a câștigat și la Washington, nu trebuie să plătim niciun ban. Și un aspect și mai important care cred că rezultă din comentarii care vor fi făcute asupra acestui film cu happy end, cred că va fi un reviriment la nivelul societății în general. Oamenii își vor da seama de drepturile pe care le au și de faptul că nu poți fi călcat în picioare. Asta este, cred că, tot. Da, cu amendamentul că oamenii beneficiază de această informație, pentru că v-am spus în scurta discuție prealabilă care am avut-o, păcatul mare este că iată acest succes este lăsat undeva deoparte, este până la urmă, cum să zic, undeva acolo într-un cont de umbră, ar fi trebuit sau ar trebui, nici nu știu dacă s-ar putea să fie așezat în, eu știu, în toate comunitățile din țara asta, din toate ONG-urile, pur și simplu este un studiu de caz care să demonstrează că se poate. Așa este. Că se poate. Se poate, mai ales că vorbim despre o luptă titanică. Nu vorbim, ziceați dumneavoastră, în luna mai o să fie 20 de ani de când nu v-a bătut cineva la ușă, parcă. Da, așa deci, este. Dacă după 22 decenii, mai ales în perioada asta post-decembristă, în care vrem lucrurile să se întâmple acum, vrem, cum să spun eu, casa să o avem peste noapte, să ajungem pensionar special înainte de a munci și tot felul de conotații din astea într-o dinamică nebună. Dar aș vrea că timpul să scurge. Dacă mai aveți, apropo de UNESCO, ceva, pentru că eu am o mare tristețe legat de ceea ce înseamnă Roșia Muntană este acum în vorba aceea în UNESCO. În acest portofoliu care este ceva special pentru ceea ce înseamnă avuția globală a lumii. Orice propoziție care se respectă are o conjuncție la un moment dat. Roșia Muntană este UNESCO, dar. Și acum urmează acest dar. Da. Acum, despre. Întrebarea legitimă este, păi, de ce nu s-a întâmplat nimic acolo? Ia uite că deși vine coana Europa, UNESCO, oamenii sunt toți săraci și zona este absolut distrusă.
Și acum vine acest dar. În acest moment, UAT Roșia Montană nu beneficiază de un plan urbanistic general. Prin urmare, ca să-mi deschid o pensiune, ca să-mi repar sau să-mi fac o anexă gospodărească, un graj de vite sau un coteț, am nevoie de autorizație. Autorizația nu poate fi eliberată pentru că nu există plan urbanistic general. Nu se poate da pe planul de amenajare teritorială județeană, pe PATJ, să dea județul, să dea Consiliul Județean pentru faptul că eu da, fac o mică fac fermă o de porci, dependență, da. O dependență. Și acest lucru este probabil bătălia care va mai trebui dusă la nivelul administrației locale pentru a avea acest plan urbanistic care să permită dezvoltarea zonei. Pentru că suntem în același cer vicios. Deși am anulat pus zonă industrială, planul urbanistic strălucește prin absență. Și trebuia să fie făcut de acum ani de zile. Nu zic că poate autoritățile locale au așteptat deznodământul procesului. Cred că este o coincidență. Dar acum nu mai e nimic care să împiedice să se emită un plan urbanistic general. Probabil că trebuie să vină guvernul, autoritățile centrale. Adică tocmai că avem o zonă care este un UNESCO, care poate fi văzută cu niște programe structurate la nivel național și local. Oricum și privații se implică și lucrurile astea pot merge înainte, dar din nou exced competențe mele de avocat. Eu atât bine, am știut eu să v-am mă înțeles, judec pe putem, procese. V-am înțeles, nu? Dar până la urmă putem comenta din punctul de vedere al cetățeanului. Cetățeanul care trăiește sau care are informații sau care trece prin... Că asta este marea tristețe. Ai o nestemată. Dumneavoastră ați mai adăugat în această seară încă câteva informații pe care nu le știam. Apropo de tăblițele acelea cu dreptul roman, care și numai, cum să spun, ca replică, dacă ar fi așezate, s-ar putea face o mică poveste. Așa dar este. Constați că nu se întâmplă. Constați că, de exemplu, și nu vreau să vă duc în zona asta, de exemplu, nu... Consiliul Județean Alba, dacă ar trebui prioritatea zero în investițiile pe care le are să fie Roșia Montană, pentru că Roșia Montană acum este o poveste globală. Deci Roșia Montană are o poveste acum care, cum să spun, excede orice alt UAT din România. Cu siguranță cred că Consiliul Județean sau autoritățile vor merge în această direcție și vor obține... Da, cred că pe pagina dumneavoastră am găsit un mesaj al campania Salvați Roșia Montană prin voluntari, așa, care spun în felul următor... Solicităm de urgență Guvernul României, instituțiilor subordonate și coaliției de guvernare PNL-PSD două puncte. 1. Să nu reînnoiască licența de exploatare pentru Certeș și Roșia Montană. Da. Pentru că, cum să spun eu, s-a încheiat bătălia, dar se pare că mai există încă focare de, nu? Da, de mici rebeliuni. Uitați, mi-ați o întrebare foarte pertinentă și foarte bună și vă răspund. O parte din echipa care, de fapt, sufletul echipei Salvați Roșia Montană, sunt și doi soți admirabili, Tudor Brădățan și Coroxana Pencea Brădățan, activiști, care de ani de zile luptă, au comunitatea de click și luptă, au primit acum premiul în reviste 22, grupul de dialog social pentru democrație, luptă pentru cauze aparent pierdute pentru diverse activități industriale care sunt un total dispreț față de dreptul mediului și așa mai departe. Ori, prin această campanie, prin aceste campanii, se încearcă limitarea efectelor proiectului. Nu ne-ar mira, sau nu ne-ar mira pe colegii pe care am pomenit, ca guvernul să prelungească licența de exploatare pentru Gold Corporation. Nu știm. Ea încă există și expiră cândva în iunie, anul acesta. De aceea a fost o solicitare cetățenească de a nu mai acorda această licență pentru că ușa este definitiv închisă. Probabil că așa se va întâmpla, dar paza bună trece primejdea rea. Se elimine definitiv localitățile Roșia Montană și Certeș din lista perimetrelor miniere ale statului român. Da. Să înființeze și bugeteze un program național de conservare dedicat sitului minier istoric de la Roșia Montană. Ideea este că aurul rămâne acolo. O să, peste generații, o să vedem ce se poate întâmpla.
Exact ca și cu exploatările arheologice. Nu se poate intra în acele galerii romane. Da, așa o fi. Arheologia de acum 100 de ani nu se mai practică acum. De acum 50 de ani? De unde să știm ce va fi în viitor? Da. Cum se va întâmpla? Distrugem acum, răpind șansa viitorului și a sau urmașilor poate, noștri? Sau poate, eu știu, mai găsim acolo informații care pentru această nație, nu că încă ne mai lipsesc la temelia acestei nații, ne mai lipsesc niște stâlpi. Mai avem câteva, eu știu, câteva ziduri unde cărămida nu zidul nu-i plin. Un mare a fost, din nou, domnul profesor Ioan Pistol de la Universitatea Babeș-Bolyai, care arheolog, a scopat Regia și care a fost împotriva acestui proiect, venind cu argumente pertinente legate de acest lucru, și ingineri mineri. Domnul Sântimbrean, care a fost mult timp directorul exploatației miniere din zona Roșia Montană, care s-a opus și a venit cu argumente. Încă o dată, vorbim de argumente și vorbim de aspecte științifice care pot fi protejate și puse în valoare în timp. Ori de asta spun, sunt încăpățânat pe de parte, pe altă parte sunt foarte, foarte optimist și dacă n-aș fi fost optimist, n-aș fi rezistat probabil atâția ani și în viitor, astfel încât cred că optimismul ăsta trebuie să fie pentru toți, să lucrurile să meargă înainte și vor merge. Da, sunt convins că sunteți capabil să emiteți chiar și prin sticlă energii pozitive. Vă citesc. Cum te simți ca avocat când confrații din instanță celebri litiganți ai marilor case de avocatură convins numai că de faptul că dreptatea e de partea ta? După ce stai nopțile pe biblioteci de drept și mănânci un sandwich în timp ce conduci pe banii tăi la următoarea instanță unde a fost strămutat procesul, și asta timp de 20 de ani. Iar dumneavoastră răspundeți: suntem ca și aviație în cel de-al doilea război, tare mult îmi place, care aveau piturate pe carlinga avionului dușmanii înviși. Acum, în gândirea avocatului, eu arăt că m-am luptat cu mari firme de avocatură din România, pe care le-am învins. Pentru noi o chestie de palmares. La un moment dat mi-a spus unul dintre adversari că eu sunt un avocățel de provincie. Dar foarte important, foarte important, care are până la urmă o inimă pentru toată țara, că pot fi avocățel de București, scuzați-mi expresia, și să ai inima numai pentru tine sau pentru Dâmbovița și să nu te intereseze, vorba aceea, moții țara de piatră, cum zic. Știți cum e? Da. Asta este forma mea de patriotism. Nu să mă bag cu pumnul în piept sau să emit declarații care să fie înscrise cu litere de aur pe frontispiciul națiunii. Da, sau să purtați drapelul diagonala nu știu când. Știți, nu știu unde. Cred că dacă sunt, într-adevăr, am spus, eroi anonim și de bun simț. Cred că marea, ecrasanta majoritate a oamenilor din țara asta sunt de bun simț și anonimi. Aș fac treaba în bucățica lor. E, dacă sunt lăsați să-și facă treaba bine, țara va merge mai bine. Dar vedeți dumneavoastră că până la urmă trebuie să existe niște, scuzați-mi expresia, nebuni sau nebune frumoase. Nu? De. În tot această epopeie au existat niște nebuni. Pentru că ăsta este adevăr. Oameni care pur și simplu nu te luptai cu un mastodon care ce făcea? Mutase un jumătate din sat, l-a luat din Roșia Montană și l-a dus la Alba. Și nu două, adică aici este. Deci ce ne lipsește? Ne lipsește din nefericire nebunia asta sau individul care până la urmă să lege energiile. Sunt nebuni între ghilimele. Nu, nebunii frumoși, dar să folosim, da. Arhitecții apostoli Virgil și Claudia, care s-au mutat din București la Roșia Montană, adoptă o casă, se ocupă de renovarea caselor din zona Roșie Montane cu voluntari. Sunt atâția nebuni în lumea asta care ajută și în alte părți vor ajuta. Sunt multe proiecte în care se intervine și în care oamenii încearcă să facă. Și e un lucru pe care l-am văzut față de anii 2004, față de atunci și acum. Mentalitatea s-a schimbat, să știți. Se vede că suntem europeană și că altfel gândim. Și mentalitatea autorităților. De multe ori să știți că e alta. Mult mai bună și mai aplicată spre oameni. Știu că pare ciudat acum ce spun, dar așa este. Adică o parte funcționare de atunci s-au pensionat, să știți, s-au ieșit, s-au selecția naturală, nu știu ce să spun.
De multe ori autoritățile publice acum privesc altfel lucrurile în general. Însă lucrez cu ele și eu am, evident că avem procese, exact că sunt abuzuri și sunt evident, dar față de acum 20 de ani lucrurile s-au schimbat radical, imperceptibil, dar acum când mă uit în, e prima dată când zic chestia asta, dar realizând acum ce s-a întâmplat atunci și cum este acum, văd progresul inexorabil al României. Cu criticile pe care se aduc, nu avem cum să fim fericiți și mulțumiți, că atunci înseamnă că suntem undeva... Domnul avocat, dumneavoastră știți foarte bine și a spus la un moment dat, nu așez pe masă plusurile și minusurile în speță sau argumentele și contraargumentele. Deci binele și rău, pozitivul și negativul coabitează. N-aveam cum să nu facem pași, n-aveam cum să nu progresăm. Așa este. Îmi cer iertare că vă spun, însă dinamica noastră este extraordinar de lentă. Asta e punctul de vedere, cum să spun eu, al subsemnatului, dar vreau să vă, cum să spun eu, vreau să aduc și eu un mic adendum la toată povestea din seara asta, parte din povestea asta care e pentru mine fabuloasă. Domnul avocat, am avut, în fine, până la urmă tot, să zic așa, conjunctura ne-a dus în câteva ședințe de Consiliul Local la Oroșa Montană. Din punctul meu de vedere, cum să spun, e atât de contradictoriu să ai o localitate sit UNESCO și să te duci într-o ședință de Consiliul Local într-o sală care arată oribil, este ca și sălile pe care, în care se făceau pe vremuri, cum să spun eu, propagandiștii comuniști duceau ăștia membrii CAP-ei, duceau să-i colectivizeze. Exact așa este acolo, nu vreau să vă spun. Și atmosfera și ce se întâmplă, dar nu o să uit cât trăiesc următorul lucru. La un moment dat, cred că 2019-2020, ceva de genul, UATU era convocat la, în Parlamentul României la Comisia Mixtă pentru dosarele UNESCO. Există așa ceva în Parlamentul României, o comisie, Camera Deputaților cu Senatul. Da. La acea ședință, astăzi, în după amiază, am fost la ședință de Consiliul Local. Primarul știa de două zile dinainte, primise invitația de la Parlamentul României. Am fost la ședință de Consiliul Local, avem toată invitația. Domnul avocat, nu a spus consilierilor, dar nu că n-a spus, n-a cerut permisiunea consilierilor ca să reprezinte OAT-ul în această comisie. Fantastic. Ziua următoare s-a dus la București și a apărut o știre ulterior împreună cu un stimat domn fost, cred că senator la momentul respectiv, de Alba, care acum are o demnitate superbănoasă într-o instituție a statului român, s-au dus împreună la acea comisie care, în care se discuta problema accesării localității în patrimoniul UNESCO. Și stau să mă gândesc, aceasta este autoritatea care încă gestionează destinele comunei, până la urmă comună, Roșia Montană. Înțelegeți? Deci, cum să zic, este ceva ce... Ce pot să spune că soarta comunității se află în mâinile ei. Oamenii de acolo, să vină alegerile, știu ce trebuie să facă, să meargă, să le meargă mai bine. De ei depinde și poate până asta e esența democrației. Nu știu ce să zic. Astăzi am înțeles, sau nu, zilele trecute am înțeles alta esența democrației. Am participat la o ședință de Consiliu Local, unde primarul și-a anunțat faptul că în urmă cu două săptămâni s-a mutat de la un partid la altul. După dânsul au început să anunțe din consilieri. Și la un moment dat primarul zice, este foarte bine să facem lucrul ăsta, pentru că asta este democrația. Vă rog frumos și repet, mi-am cerut scuze. Știți ce am spus? Eram prezent în sală ca și observator. Asta nu e democrație. La momentul respectiv am spus un cuvânt care nu-l repet acum. Asta este o boală a democrației. Asta este cancerul democrației românești. Nu ai democrația. Noi avem o democrație bolnavă care este suferindă și suferindă din cauza acestor, cum să spun eu, pusee de, nici nu știu, un primar care... Mercantilism, așa de... Bun, dar nu mă gândeam și la ceea ce a făcut primarul din Roșia Montană. Să ai tu această onoare, să fii... Sunt probabil zeci
de situri sau de localități sau de, eu știu, de fenomene în România sau eu știu care sunt în patrimoniu UNESCO. Nu că poate să fie și o mâncare, poate să fie și... Da. Zona din nou, Mordul Moldovei. A să vedea măsării din Bucovina. Zona, cum arată județul Suceava și cum multe... Iar tu să nu le spui consătenilor lor uite unde vreau să mă duc. Nu vă spun... Da. Și poate că eu știu după ce se va trage cortina peste tot această epopee și va scrie, trag nădejde și am încredințarea ceea ce a spus dumneavoastră, happy end, vom ajunge să vedem care a fost și comportamentul autorităților, pentru că noi acolo ar trebui să învățăm. Da. Am învățat ce înseamnă jertfa, eu știu, cetățenilor, eroilor anonimi, că până la urmă a fost o jertfă, dar ar trebui să vedem ce și cu partea cealaltă. Așa este. Eu știu că dumneavoastră ca avocat nu duceți lucrurile, dar nici nu emiteți judecăți, e o treabă înțeleată. Am văzut. Dar n-ar trebui totuși să spunem asta, n-ar trebui să mai facem? Ba da. Și n-ar fi înțelept să spună cei care au încercat, cum să spun eu, să refacă, să oprească răul care era pornit? Câteodată... Câteodată după ce se termină războiul, trebuie vânați o parte din dușmani, dar trebuie făcut pace cu restul. Pentru că altfel se ajunge într-o vendetă fără sfârșit. Prin urmare, sunt și probabil că organele în drept își vor face treaba că o să aibă. Unele sunt prescrise, din fapt, altele nu. Nu mai e rolul meu aici, sunt avocat de drept privat, nu neapărat de drept penal, dar... nu neapărat vânătoare de vrăjitoare. Da, sunt politicieni, sunt membrii administrației care nu și-au făcut treaba și unde se poate cerceta, se pot certa mai multe fapte. Dar, de exemplu, oamenii care erau în zonă și care credeau sincer în proiect, nu trebuie blamați, nu trebuie blamat nimeni. Vă spun un lucru care mie mi-a dat o satisfacție imensă, morală. O parte din locuitori din Roșia Montană care erau supranumiți goldiști, că se da. Congratau unii cu alții, m-au angajat pe onorarii să lupt împotriva Gold Corporation pentru a recupera proprietățile. A fost pentru mine o satisfacție majoră. Mai am o satisfacție cu o persoană care a părăsit drumul, a intrat pe drumul Damascului, cum se spune. Interesant. Adică ca da, și Saul, da, ca și Saul un reputat avocat. Ca și Pavel, vreau să mă scuzați, Saul, Doamne ferește. Nu, Saul din Tars, care da, ulterior nu a spus Paul. Bine, da, Saul din Tars. Așa este, Saul și poate devine Pavel. Devine. Da. Așa este, care în timp a devenit unul din opozanții proiectului și la început era vocal pentru. Oamenii se schimbă. Dacă i-am încadra pentru totdeauna într-o cutiuță, ar fi rău. Însă, pe de altă parte, faptele de corupție sau fapte prin care aduce atingeri interesului local și național, e alea, pentru alea este codul penal și alea trebuie aplicat. Dar nu credeți că ar fi, cum să spun eu, de datoria, nu judecată, ar fi de datoria cetățeanului care are cunoștința unor fapte, are cunoștința unor comportamente, la momentul când un individ care îi proprietarul acestor fapte sau comportamente vrea din nou să-și atribuie acest exercițiu al autorității, cineva să-i spună ar trebui să stai deoparte? Nu credeți că ar fi înțelept să facem chestiunea asta? Ba da. De aceea este presă liberă, de aceea este democrație, de aceea există multe lucruri care pot fi făcute. Într-adevăr, suntem... Da, la final de emisiune aș vrea să comentați, mă urmărește gândul ăsta și vreau să-l comentați, am văzut care este și postarea domnului avocat Dobrev apropo de această luptă cu Goliatul din această epopee. Mi se pare iarăși un mesaj extraordinar. Ați avut parte, așa spune domnia sa și cred că și dumneavoastră, una din cele mai mari satisfacții
pe plan profesional, da, însoțită de una dintre cele mai mici recompense care le-ați fi putut încasa ca așa ruga. Este iarăși un mesaj care vine de sus. Adică cel mai mic onorariu l-am luat pentru cea mai grozavă victorie, da, ca și... Cum vi se pare? Fabulos. Este, să știți, nu? Fabulos. Cred că te încarcă fără mai mult. Fără falsă modestie. Nu, acum e momentul în care n-am să fiu modest. Da, este extraordinar. Pentru mine și pentru colegii mei este fantastic. Este o satisfacție imensă. Sunt, și cred că este câștigat și un Oscarul în avocatură. Un izvor de energie nesecat. Da. Așa este. În viață victorile vin și cu sacrificii mari. Mari de tot. Dar victoria asta trebuie să o apreciez și să o văd ajuns la valoare. Acum încă nu-mi dau seama. Nu știu dacă mă crezi, încă nu. Da, poate cred. Timp să nu ajung bătrânul ăla care peste 20 de ani se prinde pe un imbar să le povestească vitura de Roșia Montană. Bine ar fi și ca totul să se uite, dar să știu că localitatea rămâne și va fi dezvoltată și copiii mei se vor duce acolo și vor vedea o stațiune frumoasă sau un lucru frumos sau pur și simplu o localitate normală din România la un nivel bun și mă bucură. Domnul avocat, poate într-o s-a luptat. Vă mulțumesc pentru timpul care l-a spus pentru noi în această seară. Vă mulțumesc în numele concetățenilor noștri, al cetățenilor din Roșia Montană și fără falsă modestie, în numele românilor care să simt de atâtea ori nebăgați în seamă și nedreptățiți, că v-a spus timp și energie pentru această luptă, să vă dea Dumnezeu sănătate și izbând în tot ceea ce faceți. O seară bună, mulțumesc, vă doresc. Mulțumesc, telespectator. Mulțumesc. O seară bună tuturor, la revedere.